Ian Popescu, șeful liberalilor de la Gorj, susține că va propune miercuri în Consiliul Național Executiv al PNL ruperea alianței cu Partidul Social Democrat. Popescu este supărat în special pe Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gorj, pentru că nu a făcut corect împărțirea posturilor în cadrul Consiliului Județean și a împărțit primarilor banii preferențial. Nu mai convine. De la început, de când s-a făcut această alianță, cu modul care am fost tratat de către Partidul Social Democrat, nu ce face la asta oră, cât un simplu fapt, voi da discuții, voi supune atenție Consiliul Național Executiv de miercuri această problemă de la Gorj, de alianța cu PSD-ul de Gorj. Care alianță, se întreabă Ion Călinoiu, președintele executiv al Partidului Social Democrat de la Gorj, care nu se arată afectat de amenințarea lui Ian Popescu. Acesta susține că le-a acordat o funcție importantă liberalilor în Consiliul Județean, referindu-se la vicele Radu Angheloiu. Partidul Liberal, vicepreședinte, să facem asta. Pentru că nu există nivel de alianță de cele două parte. Da, acolo a fost făcută o majoritate, așa cum de Federal Consiliul Consiliului, care PNL un vicepreședinte și altceva ce să fie. Problema al domnului, nu discutat cu dânsul, fiecare dată am discutat și ultima întâlnire am avut-o la Cărnești, probleme legate de ceea ce înseamnă sub bun al primatului. Supărarea lui Dian Popescu are și o altă origine. Atunci când au avut loc alegerile pentru șefia PNL Gorj, Partidul Social Democrat l-a susținut pe contracandidatul său, Angheloiu.